ce votez la anul? PSD, adică promisiuni și bătaie de joc, PNL, minciuni și nepotism, sau AUR și șoșoacă, adică SOS România, extremism? Păi, în timp ce PSD și PNL vă cresc taxele, distrug mediul de afaceri și falimentează pentru totdeauna clasa de mijloc, Marcel Ciolacu, PSD, în luna iulie 2023, a angajat la Secretariatul General al Guvernului nici mai mult, nici mai puțin de 150 de oameni, sinecuri, rude, relații, prieteni și obligații. Tot în iulie, Ministerul Mediului a angajat 130 de sinecuri. Tot în iulie, Ministerul Economiei a angajat 50 de sinecuri. Tot în iulie, Ministerul Familiei, ăla făcut special pentru Firea, a angajat și el 50 de sinecuri. Iar cireașa de pe tort vine de la Ministerul Proiectelor Europene și Ministerul Finanțelor, care au angajat împreună 1000 de sinecuri. Toate astea în timp ce PSD și PNL în frunte cu Marcel Ciolacu voiau să taie 200.000 de posturi neocupate, fără impact bugetar, în timp ce angajările la stat erau blocate. Dragi români, cam așa vor PSD și PNL să acopere groapa financiară în care au băgat România timp de 30 și aproape 4 de ani, angajând la stat cât mai multe persoane și punând taxe mai mari și mai mari pe restul populației, care hrănește în același timp zilnic personalul statului. Hai, pa!